Temperaturile ridicate influențează negativ asupra capacităților de păstrare a merelor. Potrivit specialistului în tehnologii de post-recoltare a fructelor, Alexandru Chirtoca, cele mai frecvente probleme care se manifestă în perioada de păstrare a roadei sunt sticliozitatea, arsurile solare, pătarea amară, brunificare difuză a epidermei, precum și opăreala epidermei. Pentru a evita aceste consecințe, expertul vine cu un set de sfaturi utile care ar contribui la păstrarea merelor un timp mai îndelungat. Potrivit specialistului în tehnologii de post-recoltare a fructelor, Alexandru Chirtoca, sticliozitatea este o dereglare fiziologică care apare în perioada de vegetație din cauza temperaturilor extreme și a secetei. În același timp, ploile abundente, după o perioadă secetoasă, la fel pot contribui la apariția sticliozității, deoarece apa nu reușește să se asimileze, depozitându-se într-un spațiu intercelular, respectiv în interiorul fructelor sau chiar pe suprafață apar zone mai lucioase. Dacă fructele sunt slab sau mediu afectate, răcirea acestora trebuie să fie efectuată treptat, cu o perioadă de adaptare. În acest caz, merele trebuie răcite până la 8-10 grade Celsius. La această temperatură urmează să fie păstrate aproximativ 10-12 zile. Ulterior, temperatura se scade treptat până la temperatura optimă de păstrare. O altă maladie care a fost observată recent, în special la soiul Golden Delicious și clonele sale, este brunificare difuză a epidermei. Aceasta se poate manifesta în depozit deja peste o lună de la începutul păstrării. Pentru a preveni această maladie, trebuie de efectuat răcirea fructelor în etape, inițial până la 8-10 grade Celsius, apoi coborând treptat temperatura cu 0,5 grade pe zi. Temperaturile caniculare pot duce și la afecțiunea numită opăreala epidermei. Astfel, pentru soiurile sensibile, temperatura înaltă înainte de recoltare va spori esențial riscul de apariție a acestei dereglări. Și invers, temperatura aerului mai joasă de 10 grade Celsius, un timp mai îndelungat, va diminua acest risc. Pentru a prognoza, a diminua sau combate opăreala, Alexandru Chirtoca recomandă următoarele. Monitorizați cu atenție temperatura înainte de recoltare în livezile cu ajutorul meteostațiilor sau altor mijloace. În niciun caz nu păstrați merele soiurilor sensibile împreună cu alte soiuri. Începând cu luna decembrie, o dată în două săptămâni, plasați câte 5-10 mere în locuri cu temperaturi de 18-20 grade Celsius. Dacă peste 5-7 zile veți observa că fructele devin maronii, iar acest proces avansează pe zi ce trece, înseamnă că veți avea întregul lot afectat de opăreală. E nevoie urgent să comercializați acest lot. O altă afecțiune este pătarea amară. Această dereglare apare, dar de obicei nu este vizibilă în livadă și se manifestă în depozitul frigorific în perioada de 100-120 de zile de păstrare. Potrivit expertului Alexandru Chirtoca, la ziua de azi, nu există metode sigure și eficiente de prognoză, depistare și combatere a acestei dereglări, iar recomandările pot fi oferite doar după investigații și analize complexe. De asemenea, o consecință a temperaturilor ridicate este afectarea fructelor de arsuri solare, care la început afectează mai mult aspectul comercial, însă ulterior zonele afectate pot deveni maronii și putrede. Din aceste considerente, fructele cu arsuri solare nu sunt destinate păstrării.